Voie să zic și eu două vorbe la încheiere. Cred că cel mai prolific cercetător referitor la rugula prins și la Sandu Tudor este doamna Ciorn. Pentru că de acum înainte are un culoar de cercetare foarte larg. Și acest culoar de cercetare îi va da prilejul să mai scoată zeci de cărți care o va face celebră, nu numai în Dobrogea, dar în literatura noastră românească și chiar universală. Îi mulțumim pentru această seară, vă mulțumim tuturor pentru osteneala de a rămâne până la capăt și de a ne asculta cu atâta atenție. Se puteau spune mult mai multe. Timpul este însă cel mai mare potrivnic al nostru și de aceea ne îndeamnă să fim cât mai succinți în exprimare. Vă mulțumim pentru toate și să rostim cu toții cu bine se poate dorea.